plângeri împotriva Da, am scris plângeri la 1 septembrie, am înregistrat-o la Consiliul Superior al Procurorilor, ei nu mi-au răspuns timp de 30 de zile. Am mai scris una, o atenționare, că iată, după ce de-am am văzut concertul cu arestarea lui Stoianoglu, am mai adresat, am zis că băi, uitați-vă, și am mai scris și eu, mai înainte decât deputatul Carp, pe meu nu l-ați examinat, dar lui Carp l-ați examinat. Nicătând că a meu a fost, cred că, mult mai întemeiată decât și mai obiectiv din punct de vedere a posibilității tragerilor la răspundere penală a procurorului general. Deoarece eu am învinuit pe domnul Stoianoglu în săvârșirea abuzului în serviciu în cazul Platon și neglijență în serviciu în cazul meu. Concret. Unul dintre dosarele penale. Da. Sau ăsta care e acum pe rol. Nu. În principiu, ambele dosare, pentru că domnul Stoianoglu, primul dosar, în principiu, el e clasat din 2020, nu datorită lui domnul Stoianoglu, datorită CEDO, presiunilor de la CEDO. Al doilea dosar este în procedură încă, dar el trebuie, învinuirile retrasă trebuiesc, în baza codului procedură penală, în special a punctului 3 al articolului 1, codul procedură penală, dar procurorii nu cunosc și nici avocații, foști procurori nu cunosc articolele acestea. Ei, mă minunez chiar că la televiziune apar fel de fel de foști procurori, actuale avocații, unde toarnă minciuni despre activitatea procuraturii și trecută și actuală și despre rolul lui Stoianoglu în această activitate în ultimii 2 ani. Principiul Stoianoglu n-a făcut nimic ca să schimbi ceva în procurator. El așa și-a zis, și mă arestat, că eu n-am făcut nimic, dar are 2 ani de mandat. Da, păi, da, pentru da, că da. N-ai făcut nimic, iar trebuie destituit-o puțin. Ca să nu fiu eu, spun că critic numai, ce trebuia să facă procuror general, de exemplu, domnul Stoianoglu, când a venit în funcție în 2019, în noiembrie. Trebuia să iasă cu propunere un proiect de lege în Parlamentul Socialist, unde se ceară lichidarea CCC-ului, CNA-ului, lichidarea celor două procuraturi, procuratura anticorupție și procuratura așa numită crimă organizată. Păi lasă, dar Matai, și... trebuie plângeri pe anumite dosare concrete, da, eu am și nu ți-au răspuns? Nu, mi-au spus că nu-i treaba Consiliului Superior al Procurorilor. Adică mi-au dat de înțeles că fă ce vrei. Adică nu mi-au... Bun, și astfel de răspunsuri pot fi contestate, pot să-i obligi cumva? Da, pot fi contestate și e problemă, deci aici e discutat în contencios administrativ sau în baza articolului 313 a codului de procedură penală. Eu chiar am stat șasare, m-am documentat toate procedurile care pot fi în rezultat ca bază de contestare și ca rezultat a contestării ce va ieși din aceasta. Și am, în principiu, am decis că nu face să contestez, că... Eu, după cât îi văd cum se desfășoară situația în țară în ultima lună, de exemplu, cum procedează autoritățile actuale, de la ele nu pot să aștepta schimbări, careva schimbări. Iată, ei au hotărât de acum, cred eu, că CCC-ul rămâne. CCC-ul rămâne, ambele procuraturi rămân, doamna Sandu a declarat, eu n-am auzit declarație despre posibilitatea lichidării CNA-ului, dacă trebuie lichidată procuratura anticorupție și procuratura de crimă organizată, doamna Sandu a declarat. Am auzit cu urechile și cu ochii mei, am văzut declarația. Dar eu, după câte am înțeles din discursul lui domnul Litvinenko, ei n-au de gând să schimbe nimic în aceste organe aproape, s-o schimba șefii și atâta. Și încă ce vor? Am înțeles că evaluarea, auzi? Procurorul și judecătorul nu va fi făcut în curent. A fi făcută după ce ei vor face un proiect de lege care le vor coordona cu europenii și numai vor fi evaluați în baza proprietăților care le-au acumulat. Adică despre dosare, despre activitatea concretă, reală a procurorului și judecătorului nu va fi nicio evaluare. Asta eu am înțeles. Deci crezi că e greșit să înceapă cu... proprietățile cu avierele? Păi, în primul rând, dacă vreți să începeți proprietățile, atunci schimbați Constituția despre prezumția dreptului de proprietate. Că dacă nu o să o schimbați, eu o să văd iată... Ei îți protejați, da? Da, îi protejați de Constituție. Dacă voi o să dovediți că omul s-a îmbogățit ilicit cu documente, atunci poate o să încercați să dovediți că el, da, a săvârșit o crimă.
Dar eu mă îndoiesc, deoarece majoritatea procurorilor pur și simplu au degradat competența dacă ei au avut-o cândva. Eu, citind dosarele pe care, iată, inclusiv și al doamnei Izabela și a mea și a multor, iată, încă câteva persoane, sunt gata, vreo 10, 12, dacă nu 15 persoane, sunt gata să vie la conferință de presă, să povestească cum ei au fost arestați, deposedați de avere și așa mai departe. Noi am așteptat să vedem ce va face noua guvernare. Deci puterea s-a schimbat, dar sistemul rămâne cam același. Da, pare așa, deci eu cred că undeva 80% de acum ei m-au convins că nimic nu se va schimba în sistemul justiției. Deoarece, iată, cei ce, ultimele acțiuni și cei ce au, ce au făcut ei, iată, o foarte importantă problemă, concursurile. Au zis că concursurile nu sunt bune, dar aceasta este unica posibilitate obiectivă de a numi în funcție o persoană competentă. Dar ei au făcut un concurs. Iată, au creat 4 guverne, 4 ministeri. Au făcut, iată, stoia, în urma unui concurs au fost ales. Absolut, a fost aberant concursul, în primul rând. Și ei au fost uimiți de rezultat. Orice concurs, sunt, trebuie să fie elaborate criterii, Oleg. Principalul criteriu care? Criteriul profesionalismului, care se stabilește în bază a două, iarăși, subcriterii. Numărul de ani munciți. Bun, și am mai ajuns la Stoianoglu, te-am văzut că el e victimă. Te-ai dus cu plângeri penale împotriva lui și am îți pare că el e victimă și vrei să-l aperi voluntar. Nu, păi stai puțin. Eu vorbesc despre învinuirile care lui i-au adus și metodele care au fost folosite la arestarea lui. Numai atât. Dacă ei vor dovedi, eu sunt, am foarte mare îndoieli că vor dovedi vina lui Stoianoglu. Aceasta eu cred că a fost un fel de manevră de încercare, da? De a se înțelege cu dânsul, el nu a mers, sau cu gruparea care stă în spatele lui, sau, și au hotărât să-i învețe minte. Eu, asta, eu, cei ce s-a întâmplat cu Stoianoglu Popov. Deci e posibil într-o zi, peste vreo câțiva ani, să pierdem dosarul la CEDO și să-i plătim despăgubiri. Da, eu cred că mai repede, poate, că dacă vin, auzi, la Curtea Supremă, Oleg, la Curtea Supremă se fac reforme și vin niște oameni care cu verticalitate. Dacă eu mă duc la Curtea Supremă, deci să admitem că ei au schimbat, Atamu a schimbat Constituția și la Consiliul Superior al Magistraturilor poți ajungi fără studii juridice. Ca membru, da. Consiliul Superior al Magistraturilor. Iată, de exemplu, a ajuns o persoană cu verticalitate nejuristă la Consiliul Superior al Magistraturii, obține numirea unor judecători la Curtea Supremă competenți cu verticalitate și vine dosarul lui Stoianoglu la Curtea Supremă. După ce el a fost acceptat de, la comandă de ceilalți judecători. Și Curtea Supremă zice, achitat. Și face actuala guvernare. E, desigur, pot, până atunci, care e problema? Până atunci poate să schimbi vreo 2-3 guvernări. Că eu, de exemplu, dosarele mele durează, dosarul lui Timofeieva durează din 2009. Toate a ei. Amele din 2005. 17 ani. Adică câte guverne s-au schimbat? Au fost și primul dosar ne-a făcut Voronin, a doilea Plohotniuc. Primul al Voronin a fost clasat, al Plohotniuc a mai rămas. Deci acum eu am informații că ei se gândesc ce să fac cu mine. În cazul Gemi. Eu a ajuns la Curtea de Apel, acel cu sentință de condamnare. Da, la Curtea de Apel s-au schimbat 3 judecători de-am. A 3 judecători la are în gestiune. Când nici nu s-a început ședința, măcar. Înțelegi? De ce? Ei își declină competența sau mătaie contestat? Nu, eu numai ea că încă n-am obținut dosarul. Ca să fac, să văd ce e acolo, din ce cauză. Când s-a schimbat complet. Auzi, eu am făcut cunoștință cu dosarul acum Gemi. Iată dosarul ăsta Gemi, care eu luat ultima ședință cu 3.600.000 din buget, care trebuia să le primească niște oameni care nu trebuia să le primească. Și le-o, da, ei, după documente, posibil că le-au primit. Păi ei, într-un an de zile, au două volume, există două, eu am rămas șocat, două volume numai cu încheieri despre schimbarea completelor și amânarea ședințelor de judecată. Două volume, 9 și 10, sunt pline cu încheieri. Numai volumul 8, eu am întrebat, dar cum la curte? Dar nu există o limită, poți să amâni așa și schimbi completele la nesfârșit? Păi nu există, termen rezonabil la noi este la opțiunea procurorilor și judecătorilor. Nu există un termen, de exemplu, un an de zile poți să închetezi, după aceea trebuie să iei o decizie.
trebuie o-l trimiți în judecată, ori l-a achis pe om, ori îl clasez dosarul ăsta. Așa și la altă, dar la Curtea Supremă eu așteptat rezultatele legilor din 11 iulie, pentru că acolo era vorba de executarea hotărârii CEDO. Hotărârea CEDO, Curtea Supremă nu a executat. Cu toate că au raportat că a executat. Dar asta e o altă discuție, deci eu am atacat toate astea aberațiile lor în dosarul Gemin și atât. Dosarul Gemin, dacă o să ai, o să avem ocazia, o să-l urmărim cu tine de la început. El acum e la jucurie sectorului centru. O să fie numit pe data de 8 decembrie. Ok, poate ne vedem atunci. Iată acolo o să vedem ce înseamnă nouă guvernare.